Iată că și-au făcut apariția și primele momente mai tandre în cadrul emisiunii Survivor România 2021. Protagoniștii scenelor cu care ceilalți concurenți nu erau obișnuiți au fost Zani Dache și una dintre colegele sale de la Faimoși. Dincolo de probele sportive, controversele și câteva scene agresive dintre concurenți din cauza presiunii și a competitivității, alte clipe își fac loc în Republica Dominicană. Cei care au acceptat să facă parte din show-ul APRIG anul acesta au fost de asemenea de acord să fie extrem de transparenți și să pășească în fața tuturor cu tot trecutul, prezentul și viitorul, menționând uneori și detalii intime din viața lor. Iată că a venit rândul lui Zani Dache, cel care a vorbit despre femeia care i-a frânt inima, iar în care, în urma mărturiilor, a ajuns să fie consolat de cea mai nouă colegă a faimoșilor, Ana Porgras. Cei doi se pare că se înțeleg de minune, tocmai pentru că s-ar fi cunoscut de dinainte. Sportivii din tabăra roșie au fost prinși în timp ce se îmbrățișau și celebra gimnastă îl săruta pe frunte pe colegul lui Alex Velea. Între tineri există o relație strict de prietenie, deși telespectatorii s-ar bucura să vadă și astfel de legături în cadrul experienței vieților. Avem o relație de prietenie, ne-am apropiat cumva involuntar. Cred că nici el și nici eu nu ne-am gândit că o să ne apropiem, dar uite că energiile noastre au funcționat în direcția asta. Nu știu, a spus fosta gimnastă despre legătura cu Zani.